Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Imaginea asta nu cred că este necunoscută vreunei familii din România. Suntem 18-19 milioane de români care știm exact ce arată această imagine. Două din cele patru ochiuri ale unui aragaz, unde se măsoară temperatura unei flăcări și unde se testează presiunea gazelor la bloc. Majoritatea românilor știu exact cât costă ca să dai drumul unui ochi de aragaz, să-ți faci o ciorbă, să încălzești un ceai dimineața copiilor sau să fierbi două ouă, să le pui în ghiozdan atunci când începe școala. Nu mai vorbesc de ochiul ăsta care este băgat într-o sobă de teracotă sau care ochii încălzește un cazan pentru calorifere. În momentul ăla, durerea este de 3 ori mai mare. V-am promis că n-o să lăsăm subiectul ăsta atât timp cât el trezește interes și cât el este subiect și pentru ambasada Americii, și pentru Dragnea, și pentru Tăricianu, și pentru Iohannis nu. Iohannis n-are nicio treabă cu subiectul ăsta, din păcate. O să mă întrebați ce treabă ar putea să aibă. Păi ar putea să aibă Iohannis, pentru că ne-a promis bunăstare. Ne-am dus 6 milioane și l-am votat și ne-a promis sănătate, învățământ și un trai decent. Păi, domnul Iohannis, să știți că un trai decent constă și în ochiul de aragaz. Invitat special, ca de obicei, când discutăm despre această durere a românilor, prețul la gaze, este Tudor Popescu. Bună ziua, Tudore! Bună ziua! Vă mulțumesc că ai venit. Vreau să vă spun că de câte ori îl vedeți la televizor, dă-l pe Tudor. De câte ori îl vedeți la televizor pe omul ăsta, să știți că vine de la foarte mulți kilometri, casa lui nu este în București, face eforturi uriașe ca să vină pe banii lui și să prezinte unui popor pe care el îl iubește și eu sper ca și poporul să-l respecte pe Tudor Popescu, îl iubește atât de mult încât vrea să-l informeze corect despre ce se întâmplă cu banii lui, ai poporului. Tudore, astăzi nu am vrut să fac emisiune pe tema asta, vă fac acum, dau din casă, știți cum e, din culise. N-am vrut să fac subiectul ăsta, că mi s-a părut că nu există prea mult de spus. Și Tudor m-a sunat vineri după amia, vineri seara și mi-a zis, băi Tudore, este inacceptabil, mă, să nu fac subiectul luni, eu vin special la B1, pentru că sunt o grămadă de informații extrem de importante. Aduceți-vă aminte că în acest weekend, mă, parcă a prezis Tudor. Parcă a știut, sau o fi știut, sau o face parte din serviciile secrete și nu știu eu. Dragnea, imediat ce Dragnea, ce Tudor m-a sunat pe mine și mi-a zis, bă, hai să facem luni să informăm pe oameni, în aceeași după amiază Dragnea a zis, o să dăm o ordonanță de urgență să modificăm legea gazelor. Știți care lege? Asta care a trecut în Parlament acum câteva zile. Va fi modificată. Hans Clem, cum îl cheamă, mă? Hans, sau cum îl cheamă pe Clem? Hans îl cheamă Tudor? Hans Clem. L-a urecheat pe Dragnea, dar nu atât pe Dragnea, a urecheat tot Parlamentul României, ca într-o colonie minunată centrafricană de secol 18-19, cam așa. Adică, două palme peste bot la Românica, nu e bună legea, sau de fapt n-a spus că nu e bună, Parlamentul României n-a ținut cont de negocieri, de transparență, adică ne-a certat grav domnul ambasador Clem. Eu n-am nimic, eu respect Statele Unite, am fost de 2 ori în Statele Unite și în ambele ocazii am constatat că sunt o forță așa cum... Așa cum se anunță. Bă, țară, popor adevărat. Da, nu se poate totuși. Nu se poate totuși tu, american, să vii... Mă rog, hai că știți placa, da? Nu se poate. Dar, având în vedere că ăsta e sat fără câini, România, un sat fără câini, condus de 28 de ani, mai mult sau mai puțin, cu mici, foarte mici excepții, de niște nemernici. Normal că ambasadorul Americii a venit aici și a găsit Maidan. Și nu Maidanul de la Kiev. A găsit un Maidan numit România și își permite domnul ambasador să spună că nu e în regulă cum au votat parlamentarii. Păi domnul Clem, cred că și în America și în România, parlamentul țării, ca și ăla de la Capitoliu, senatorii și congresmenii americani, sunt reprezentanții poporului american, nu poți să-i cerți pe aia că au votat aiurea. Așa vrea poporul american. Tudore, hai să începem, că vorbă multă din partea mea, sărăcia omului, importante să-l ascultați. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, merită, pentru că sunteți în fața celui care cel mai sincer vă spune și cel mai mult dintre cei care apar la televizor știe ce se întâmplă cu gazele, cu legea gazelor din Marea Neagră și cu dedesubtul acestui dosar care miroase mult, mult a interese oculte. Te ascult. În primul rând vreau să fac o mică diversiune de la subiectul principal, arătând, plecând de la imaginea care ați avut-o pe ecran cu aragazul, care ăsta, care arde. Vreau să vă informez că debitul de gaze pe care îl plătim noi în metri cubi, că în metri cubi scrie acolo, ține de paleta care se învârte în interiorul acestui contor, foarte legată de presiunea gazului de la intrare.
Deci dacă nu aveți 400 de milimetri, ci numai 200, plătiți de două ori mai mult. Pentru că paleta nu știe de presiune, ea știe de volum. Și dacă presiunea e mult mai mică, se destinde, aceeași cantitate de gaze are un volum dublu și învârte paleta la fel ca și când ar avea presiune. Deci, foarte mare atenție să existe 400 de milimetri minim presiune la intrare la aragaz. Mai asta se poate măsura. E de o importanță uriașă ce ai spus acum. Te rog eu frumos, mai dă o dată informația asta mai apăsat și mai pe înțelesul celor de acasă. Deci eu mai spun o dată. Contorul care îl avem montat, fie la bloc, fie în, dacă suntem consumatori, fie la casele individuale racordate la rețelele de gaze, este un contor volumetric. El măsoară, cu niște palete care se învârt într-un lichid, măsoară volumul, metri cub de gaz. Dacă presiunea e trișată și e mai mică, gazul se dilată și la o jumătate din valoarea presiunii se apar 2 metri cub de gaze acolo unde vă arată contorul, aceeași cantitate care s-a dilatat. Deci presiunea cu care este alimentată instalația interioară este deosebit de importantă și trișează la factură foarte ușor. Ce trebuie să facă omul și Tudor, ce trebuie să facă oamenii și cum pot ei verifica dacă e sau nu e ce spui tu? Păi, dacă sunt cei 400. În orice magazin de mărunțișuri dintre ăsta de tip talcio găsiți manometre care se pot pune pe furtunul de la aragaz. El trebuie să arate 400 de milimetri coloană de apă. Deci, dacă coloană de apă? Da. 400 milimetri coloană. Și dacă nu arată, ce poate să facă românul Tudore? Dacă reclamația imediat la furnizor, pentru că este înșelătorie. Ce trebuie să mai știți dumneavoastră, stimați telespectatori? Există o lege 363/2008-2009, editată în 26 decembrie. Ca dumneavoastră, având probleme cu sarmale de pe masă, să nu o citiți. Este legea drepturilor consumatorului. Legea comerțului onest. Legea care arată pe elemente ce trebuie și cum trebuie procedat în cazul în care comerciantul ne fură. Aia trebuie aplicată și ori de câte ori veți apela probabil la noi sub o formă sau alta la redacția televiziunii, noi vă putem pune detaliile sau putem explica diverse elemente care vă favorizează. Mergem însă la subiectul emisiunii mai departe. Da. E vorba de un gest care s-a petrecut în România și care confirmă foarte mult din ce v-a spus Tudor Barbu la începutul emisiunii. Deci, problema a plecat de la inflație. Am explicat că inflația de 5%, care se menține lună de lună și e în creștere în permanență și care nu poate fi oprită sub nicio formă, se caută diverse elemente. S-a dat vina pe Mungurisărescu. A venit Mungurisărescu și a explicat că mecanismele de bancă pot lucra eventual jumătate de procent. Mai mult nu are putere bancă. Și atunci a apărut noțiunea de exogen, adică ceva de afară, ceva undeva de sus. Nu e adevărat. Este vorba de echilibru între suma de bani de pe piață și bunurile de pe piață. Niciun guvern nu și-a permis, fără să acopere întâi bunurile de pe piață, ca banii să fie egali cu bunuri, că altfel dacă sunt prea mulți bani, ne batem pe ele și oferim din ce în ce mai mult. Asta se numește inflație. Această inflație a ajuns pe biroul lui Vâlcov și Darius Vâlcov a căutat cu referendum să facă o soluție. Una de soluții este să scadă prețul serviciilor publice. Și atunci inflația se calmează. A făcut acel proiect de lege. S-a dus cu el la Ministerul de Finanțe. La Ministerul de Finanțe, un grup de specialiști în finanțe a uitat să-i spună că dacă reduce prețul gazelor la producător, de fapt îi ia Romgazul exact impozitul pe care îl plătea el guvernului prin hotărâre de guvern. Deci rezultatul era zero. Au venit acolo și alții care ocupă posturi de specialiști pe Ministerul Energiei. Mi-e greu să spun că ăștia sunt o echipă de specialiști. Bun. Ei, acești oameni au uitat să citească legea gazelor care interzice să umbli la preț dacă nu sunt niște motivări speciale, cum ar fi blocarea pieței și atunci intervenea Consiliul Concurenței și nu ei. Dar, în fine, deci legea interzicea o astfel de acțiune ca cea inițiată și apărută pe site-ul Ministerului de Finanțe.
Când s-a văzut că toată treaba asta e o butaforie care nici nu duce nimic, ci perturbă întregul sistem, și în plus a apărut o altă problemă care este foarte gravă. În momentul în care pe site-ul unui minister publici un proiect de lege care spune de mâine Romgazul nu va avea beneficii, pe piața acțiunilor Romgaz, care e firmă pusă la bursă, s-au prăbușit acțiunile. E, în țările conduse de guverne mafiote să face această treabă în mod deliberat. Pentru că știi că vor cădea acțiunile... Doamne, cât de deștept ești, Tudore, dă-mi voie să strâng mâna, jur. Mi-a... Oameni buni, haideți să vă spun ceva. N-a văzut că n-avea cum. În plasma asta apă care... Dă puțin cu unul. Plasma asta Tudor n-o vedea. Nu, el era cu ochii în altă parte. Uitați-vă ce știre mi-a pregătit Teddy în timp ce Tudor Popescu prezenta acțiunile de tip mafio din anumite țări unde pe bursă sunt jucate anumite zvonuri. Uitați-vă puțin. Nu știu cine este domnul Adrian Chierciu. Nu știu cine e. L-am pus pe Teddy să verifice. Fii atent aici ce zice. Da. Anunțul lui Bulă, zis Teodorovici, cu plafonarea prețului la gaze, exact ce povesteai tu, a provocat imediat scăderea acțiunilor OMV, da, Petrom și Romgaz. Cu 5%. Da. Practic, niște paranormali au citit în stele despre intenția lui Bulă de a așa... Au cumpărat acțiuni în valoare de 50 de milioane de lei, iar după aceea, fii atent, da? De 1,22 de milioane. Astăzi, după ce Bulă și-a retras intempestiv proiectul vineri de pe site, acțiunile Romgaz și OMV au revenit la normal. De ce a inspirația aia cu ghilimele au câștigat în jur de 2,5 milioane de lei, adică jumătate de milion de euro. În toate... Este într-o... Fii atent ce zice. Da. În Statele Unite, astfel de manevre de tip insider se pedepsesc mai rău ca o crimă. Da. Asta povestește, da, Tudore. Întrebare către tine. Da. E posibil ca cineva să se fi jucat cu Romgazul și cu acțiunile astea în mod deliberat ca niște șmecheri să câștige bani? Eu am făcut școala de broker de bursă 94 pe niște fonduri americane. Mi s-a predat acest mecanism. Mi s-a spus că prin regulamentele de practică onestă, am acasă atât de gros regulamentul american de practică onestă bursieră, așa ceva se pedepsește cu închisoare foarte serioasă, pentru că ea reprezintă o activitate a inițiaților. Amintiți-vă că o mișcare aproape a făcut-o Dinu Patriciu de a ajuns Sorin Roșca Stănescu la pușcărie. Deci așa au făcut. S-au informat, au făcut un joc de prețuri la bursă, bursa a făcut pendularea, cei care știu lecția cumpără cât de ieftin și a doua zi cât de scump vând. Și faci jos de câteva milioane ciubucă. Românul simplu tot doar a câștigat ceva din șmecheria asta? Ce anume? Dacă e o șmecherie, a câștigat un român simplu ceva din ea? Un om simplu nu știe ce e bursa, pentru că în România ne-am bătut joc de el. Bursa este o instituție de investiții. Numai în România românul joacă la bursă pentru că nu are habar. Vreau să înțelegeți, o bursă înseamnă să culeg bani foarte puțin de la foarte... Statul face asta de regulă. Culege banii prin înscriere IPO, inițial... public oferta, deci în care statul vrea să construiască o investiție, adună banii de la micile economii ale oamenilor, face o investiție foarte rentabilă, în 5 ani ți-ai luat banii care i-ai dat pe acțiune înapoi și devii proprietar, beneficiar a tot ce produce acel obiectiv industrial, după care statul predă economiei. Ce vrea, Tudore, ce vrea Dragnea să modifice prin ordonanță de guvern la o lege care a ieșit în Parlament cu scandalul de rigoare și cu suspiciunile de rigoare? Păi să vă spun un lucru. Problema offshore-ului este o problemă care este foarte suspectă. Eu urmăresc de la început și am avut câteva emisiuni. Vă rog foarte mult să observați că se scapă și nu știu dacă eu am căutat intenționat. De-aia n-am prezentat-o noi prima dată. Există contractul de concesiune care e secret. Cer public desecretizarea contractului de concesiune în care oamenii de acolo au primit dreptul de a fora. Pentru că dacă eu sunt Exxon și vin în România și vreau să investesc 1 miliard, păi fac un contract în care sunt niște condiții. Pentru că, după cum știam eu, varianta de la Senat nu s-a mișcat pentru că era copia contractului. Ori dacă eu am stabilit prin contract, guvernul României, de fapt, a stabilit prin contract o anumită taxă și că nu se va atinge, adică ce scria în varianta inițială, eu acum pot să fac 100 de legi offshore. La tribunalul de la New York, adică nu pot să iau decât una peste dinți. Și se pare că Hans Klemm știe lecția asta, știe că există contract, știe că noi avem obligații contractuale,
că și cu insolvența hidroelectrică, tot acolo ajungem. Deci, în condițiile astea, problema este foarte clară pentru el. Dom'le, ați discutat într-o zi, n-ați întrebat lumea. Păi nu trebuie să întrebi lumea, trebuie să fii consecvent, curat și elegant. Oprește-te puțin, Tudor, dar să nu-ți pierzi gândul. Băi, Teddy, ți-am făcut semn, scrie bandă roșie. Tudor Popescu, în stânga, două puncte. Cer desecretizarea contractului de exploatare în Marea Neagră. Cer de desecretizarea perimetrelor. Cum? Contractul de concesionare a perimetrelor din Marea Neagră. Tudor Popescu, cer public desecretizarea contractului de concesiune la Marea Neagră. Vezi cum faci să-ți încapă, Teddy. Iartă-mă, Tudor. În acel contract de concesiune apar toate condițiile, tot ce trebuie să facă ăia, tot tu ce trebuie să facă. Tudor, zici de ăla din 2008 făcut de Tăriceanu. Da, de la început. În 2008. Încă poveștile cu Sterling, care a fost chiar mai devreme. Când s-a dat lui Sterling că gaz Black Sea, gaz nu știu care, e Sterling-ul. Ăla care a fost dat înainte de a obține Aurescu dreptul de extindere. În fine, istoria asta am prezentat-o noi odată. Deci, faptul că a plecat de la guvern povestea asta cu reducerea tarifului la gaz înseamnă că guvernul e complet dezorganizat. Pentru că acolo trebuia să fie consilierul de stat pentru energie, care este un consilier la un funcționar public de rang foarte înalt, care nu e legat politic, el e legat de programul multianual care durează 20 de ani. Deci eu pentru energie trebuie să fac un program care înseamnă investiții pe 10 ani, pe 15 ani. Ori această dezvoltare, de-aia noi nici nu avem strategie energetică. Fiecare își face strategia în funcție de cât durează scaunul pe care stă la ministerul. Adică tu spui așa, Tudor, dacă legea pe care au dat-o ăștia nu e conformă cu contractul făcut în 2008, legea asta n-are nicio valoare. Bineînțeles, problema se va pune când se le pună de acord astea unele cu altele, o să înceapă tărăboiul. Și probabil că ăsta e motivul real pentru care se reorganizează legea, care nici n-a ieșit bine. Are cerneala în căută. Mergem mai departe cu explicațiile, că sunt multe elemente care nu ne scapă. Deci un minister care habar n-are că încalcă legea petrolului, alt minister care habar n-are că tăiatul prețului la gaz îi taie lui bugetul, veniturile. Al treilea este guvernul care nu are consilier de stat, ci emite prostii pe care încearcă să le generalizeze, demonstrează că ce v-a spus Tudor Barbu la început, avem un guvern complet împrăștiat, o țară neguvernată, se demonstrează practic prin acest exemplu. Mergem mai... Deci, asta e a doua problemă. A treia problemă este că ANRE-ul, care este o autoritate națională, aude că dimineața, de a doua zi, după 24 de ore, de când apare pe site, și în loc să lămurească, fraților, noi suntem cei autorizați, emite la prezneală creșterea prețului la gaze. Păi stați puțin. Prin asta se demonstrează un lucru extraordinar de grav. Ministerul Energiei este emitent de legislație primară. Această legislație sunt cele patru. Hotărârea de guvern, ordonanța de urgență, UG-ul și legea, proiectul de lege. Aceste formule trec prin guvern, ajung în Parlament și devin lege. Legea asta este pusă în aplicare de autoritatea care face legislația secundară. Numai că atunci când s-a pus problema controlării ce face ăsta, i s-a spus, pardon, avem autonomie, nu discutăm cu ministerul. Deci ministerul face o lege de care nu ține seama nimeni, pentru că autoritatea face reglementările care înseamnă, de fapt, transpunerea legii în elemente locale, face aceasta, le face chiar pe dos. Și nu dă socoteală nimănui. Altă dezorganizare clară a guvernanței din România. Stai puțin, Tudor, eu totuși nu cred. Acum sunt avocatul diavolului, eu nu cred că e dezorganizare. Eu cred că e vorba de foarte mulți bani, foarte multe interese oculte, foarte multe cercuri politice și economice de tip mafiot. Asta e părerea mea. Tu acum, fii tu avocatul părții bune și convinge-mă că sunt nebun și că îi suspectez degeaba. Eu cred că este o acțiune de tip mafiot, eu cred că este o acțiune de tip antiromânesc, este împotriva intereselor acestui popor necăjit, poate părea așa un pic proletculpist și patriotard, cum vrei să o iei. Mă frate, dar eu cred că ce se întâmplă cu legea offshore
este împotriva intereselor acestui neam care și așa doarme vai staua lui în papuci și care nu înțelege nimic. Convinge-mă că sunt în eroare. Eu o spun cu toată convingerea că oamenii care sunt în vârful de la conducere sunt foarte bine intenționați și doresc binele. Dar ei au fost selecționați ca să fie ușor de manevrat. Faci mișto de mine? Și mafia care de care... Sunt, mă, care să știi alegi, mă, să vă tău? Iar ăștia îi împinge în sus. Care sunt, mă, Tudor, ăștia care vor binele? Păi zi-mi tu nominal. Păi... Care vor binele? Zi-mi tu nominal. Oricare dintre ei ar vrea binele, numai că... Dacă eu mă duc la ministrul energiei și el nu știe definiția curentului electric. Poți să-i pun orice. Păi, dar cine l-a pus pe acolo, mă, ministrul Tudore? Păi asta e. Nu l-a deci, pus ăsta care zici tu că îi vrea binele țării? Deci, păi dacă eu te invit pe tine și tu iei apa și o arunci pe cameră, apa din pahar și îl înjuri pe cameraman, are cameramanul sau tu, eu îți devină, mă, că te-am invitat. Păi tocmai. Deci în momentul... Deci, păi da, bineînțeles, ăla care este ministrul Tudore și care, cum bine spui, nu știe definiția curentului electric. Cine vrea binele? Ăla care l-a pus sau cine vrea binele? Nu, el are intenția, dar nu știe să o facă. Tu ai văzut-o vreodată față în față pe Viorica Dăncilă? Păi tu ai văzut-o vreodată pe Viorica Dăncilă față în față? Păi este o jignire la adresa a 7-8 milioane de femei din România și nu mă refer la doamna Dăncilă ca să mă amendeze CNA-ul. Eu spun acum, am pus punct după întrebare, am pus semn întrebării. Altă propoziție, alta. Mie mi se pare că este o jignire la adresa a 7-8 milioane de femei din România. CNA-ul, nu puteți să legați cele două. Aia era o întrebare, asta e o afirmație care nu are legătură cu Dăncilă, ca să nu mă amendați. Da? Da. Cine face analiza la monitorizare CNA? Mie mi se pare că sunt 7 milioane de femei în România jignite profund. Și acum mai întreb o dată pe Tudor Georgescu, pe Tudor Popescu, care nu are legătură cu afirmația dinainte. Mă, tu ai văzut o voată pe doamna prim-ministru, față în față? Nu, n-am avut. Mă, după ce o vezi, îmi promis că mă suni? Să-mi spui, bă, Tudore, am văzut-o. Da, de okay. Dar problema, problema era că... Știi unde lucrează, mă, bărbatul ei? Nu știu. Păi de ce nu știi, mă, că ești expert? Îți spun eu la Petrom. La OMV Petrom este mare șef. Într-un județ al țării. Întrebare. Da. Cum se numește într-o țară normală la cap premierul sau acțiunea unui premier al cărui soț slash soție lucrează în cooperativa pentru care soțul lui sau soția lui premier dă ordonanță de guvern? Răspunde-mă la întrebare. Conflict de interese. Pușcărie, mă, băiete! Da. Vine și te ia cu... Nu trece peste asta. Nu. De ce treci peste asta? Pentru că, de fapt... Nu vor ăștia în presă să spună adevărul. Soțul doamnei, domnul Dăncilă, respectabil expert în domeniul petrolului, probabil, lucrează la compania despre care se vorbește acum în cabinetul soției lui să se dea ordonanță, mă, băiete. Da. E normal așa? Este. Adică nu trebuie să vii să spui, bă, eu nu pot, eu, premierul României, nu pot să semnez o hârtie pentru bărbată meu. De acord. De acord, pe dracu, doamne, iată-mă, dar presa română, de ce nu spune, mă, asta? Scuză-mă, eu stau cu nasul în carte să văd cifrele astea mai mult. E bine, acum informația pe care ți-am dat-o te ajută puțin? Informația asta pe care ți-am dat-o. O să fiu foarte atent să văd dacă ce vine din zona aia, cum se combine treaba asta, pentru că, într-adevăr, e foarte gravă. Dar n-am dat peste ea pentru că stau cu nasul pe alte cifre de-astea. După... Zi ce interesează pe oamenii acasă. Tarifele de la gaze. Asta așteptăm de la guvern și de la doamna Dăncilă, ca să introducă noțiunea de redevență corectă la gazul din RomGaz, gazul exploatat în România. La fel cum trebuie introdusă redevența la electricitatea produsă la porțile de fier. Deci peste tot, unde din munca noastră s-a făcut un baraj, acel baraj a fost o investiție pentru care nimeni nu-mi plătește mie dividende. De ce sunt în banii mei? Aceste dividende se întorc înapoi prin cota de redevență pe care eu, proprietarul, nu o plătesc. Deci dacă vrem ca populația asta a României să o sprijinim altfel decât mărind niște bani care pe urmă mănâncă inflația, va trebui ca să reducem facturile, să reducem posibilitatea lor de a trăi cu, bun, cu costuri ai atins, mici. Ai atins un lucru extrem de important pentru mine și pentru emisiunile pe care le fac aici în studioul ăsta B1 TV pe tema gazelor și a legii offshore. Vino puțin la tablă să lămurim un lucru. Oameni, vă rog frumos să fiți un pic atenți pentru că este vorba de marota mea de fix. Am și o idee, una singură, și aia este fixă și probabil proastă. Acum mă verific cu Tudor dacă e corectă sau nu. Mă, Tudore. Redevența cu ăștia cu Marea Neagră e de 13,5%, da? Parcă. Ceea ce este o greșeală profundă. Bă, dă-mă dracu, doamne, iartă-mă, e 13,5%. Da, este. 13,5%. Da. La sută, redevență, da? Da. Re...
de vență, da? Adică banii care revență, vin... asta ce înseamnă, Tudor? Înseamnă banii așa. Banii care vin proprietarului, dreptul proprietarului banii, prin proprietar. Banii da. Dați de exploatator, da. Nu în sensul, să nu, băi, CNA-ul, nu exploatator în sensul coloniilor centrafricane, nu. Cel care exploatează gazul. Resursele. Exploatează, ca să nu zic exploatator, da. Banii ăstuia către proprietar. Către proprietar. Da, mă? E bine până aici? Proprietar. Cine-i, mă, proprietarul ăsta? E, aici a fost problema. Noi nu mai ne luăm de ce am făcut noi doi da. Ca proiect. Dar eu te întreb, cine-i proprietarul, oameni buni, cine-i proprietarul gazelor naturale pe care le exploatează austriecii, că noi. Nu mai sunt români, de la Petrom? Noi. Nu, asta e părerea ta, a da. Mea și al câtova români. Relații care sunt pseudo-români, spun-mă proprietarul, știi cine spune ei că este? Bă, vrei să vă spun cine? Statul, mă! Mi se spune, mi s-a spus și mie da. Și lui. Eu ca senator, el ca expert, ne-au spus ăla care e în pușcărie, Constantiniță. Ne pare rău. Nu e poporul proprietar. Este statul, bun. Statul, scriu aici, statul român. Acum vă întreb pe voi acasă. În cine fluge. Este statul? Teddy, iartă-mă, am greșit. Testul de după ora e cu pensiile, vorbim în ora a doua cu pensiile. Testul ăla pentru ora 17 întreabă-i, cine credeți că este statul? Schimbă banda roșie, te rog eu că am greșit, Teddy, acum mi-am dat seama. Tudore, te rog eu frumos, să uităm cât s-au uitat la noi. Cine e, mă, statul? După părerea ta, după ce vârstă ai? Ai o vârstă, da? O experiență de viață. Bă, cine e statul? Statul ar trebui să fie instituția administrativă în slujba mea. Nu, tu îmi spui cine ar trebui să fie, mi-ai băgat condițional optativ. Da, să uită la noi niște oameni, să uită copii, bătrâni, femei cu persoane însărcinate, da? Cine este statul? Este o echipă de oameni în slujba mea, care au și jurat asta. Bine. Dar la noi... dacă asta e o echipă de oameni în slujba ta care au și jurat, tu, eu și alte 18 milioane, de ce plătim, mă, gazele cu redevență ca și cetățenii unguri sau austrieci? Pentru că suntem expropriați. Poftim? Pentru că suntem expropriați, jefuiți. Păi, nu vă duți la ce termen? Ba da. Deci ați, asta, acasă. Asta e proprietatea mea și eu, mie mi se ia pentru că sunt expropriat de proprietate. Uitați-vă cu atenție la explicația pe care încerc să o dau, nu pentru că sunt eu un deștept, ci pentru că e un deștept lângă mine care mă poate contrazice în direct, în fața voastră. Acesta este solul țării, pământul țării. Nu mai vorbim de legea offshore, vorbim de asta de pe mal, de pe pământ. Onshore. Da? Onshore, adică sondele alea de le vedeți, dă-mă sonde pe ecran ca să vadă lumea. Sondele care scot țiței. Care scot gaze, sonde. Asta e sonda. Asta e sonda care scoate gaz. Doiule, când ai timp, strânge frate aici un pic să vede, să vadă lumea. Din sonda asta, oameni buni, iese gazul sau țițeiul, ce vreți, că principiul e același, cu un preț de 100, să zicem, de euro per metru cub. Să zicem. Da. E bine? Am zis, 100 de euro pe metru ca să înțeleagă cei de acasă. Da. El va costa fix 113,5 euro dacă adăugăm redevența. Euro. Că am pus 13,5% redevență. E bine până aici, Tudor? Da. Păi cu 113, băi români, băi fraților, ca să ne trezim, dracu, Doamne, iartă-mă odată, 113 plătește austriacul când cumpără de la noi un metru cub, 113 plătește și Tudor Popescu când își face ciorba acasă. Da. 113 plătești și voi care vă uitați acolo la televizor când dați drumul la aragaz sau la sobă sau vă încălziți sau faceți orice. Plătiți 113 euro. De ce? Pentru că 13,5 sunt redevența, deși, și cu asta termin, redevența ar trebui să nu existe decât pentru austriac, pentru neamți, pentru unguri, pentru dragi cocoșați. Pentru români, nu! Cum e, mă, greșesc? Și atunci trebuie ca în factură să vină și să spună pentru 100 de metri cub de gaze, noastră plătiți tariful austriacului minus 13,5% pentru că nu putem să vină. Am greșit cu ceva? Nu, așa e logica. Și totuși, de ani de zile, din 2004, Tudore, din 2004, da. Când inteligentul ăla de la Adrian Năstase cu gașca lui, nu mă refer la gașca, mă rog, au dat Petromul. Eram în sala de ședință, eram jurnalist, mă doare sufletul și acum când mi-aduc aminte, eram într-o seară. Dom'le, li se spunea în sală, băi, distruge țara. Nu i-a interesat, cred că ședința o conducea Mitrea, dacă mi-aduc aminte. Au dat Petromul și au instituit acest jaf de 14 ani, un jaf în care românul plătește cu aceeași redevență gazele și țițeiul cu care plătește străinul. Oricine ar cumpăra din România gaze sau țiței, sau ce dracu, Doamne iartă, mă scoatem din pământul țării, plătim la fel ca ei.
Întrebare, de ce? Zi, Tudor, explică tu de ce, explică-le celor de acasă. Pentru că statul care e aici, da, gândește să-și facă o politică de stat, iar politica de stat este nu în favoarea celor foarte săraci. Deci e preferabil ca cei 13,5 să-i bagă în oala comună, să dau o majorare de punct de pensie, dacă îl dau o majorare cu 10% ca asta de acum pe o inflație de 5%, eu o dau la jumatea lui, ceea ce înseamnă 5 și 5, deci la sfârșitul anului trăiți exact ca la început, cu singura diferență că nu s-a mărit pensia și cu creșterea media salariului conform legii. Să nu că banii ăștia, deci, 13,5% nu se ducă la pensii. Acești bani nu se duc la pensii, nu. Ar putea să se duc. Nu se duc, îți spun eu. La toată lume. Tu susții că se duc la pensii. Eu susții că s-au dus în contractul cu Bechtel. Toți banii ăștia s-au dus la Bechtel. Care n-a făcut un kilometru de autostradă, care ne-a costat miliarde de euro, cu care suntem în proces. Logica pe care o azi, dacă eu reduc o factură, toată lumea beneficiază în mod egal. Dacă eu măresc, cum dădeam exemplu acum, unul care are 3 puncte de pensie pierde tot 100 ca ăla, dar îi rămân 2. În ce dată suntem azi, mă, Teddy? 21, 22, cât e azi? Da. 23? 23. Spune și mie, suntem în 23 iulie. Da. Mai este fix o săptămână și gazele în România se scumpesc a treia oară într-un an, se scumpesc gazele cu 5,83%. 5,83% scumpire. Întrebare pentru Tudor Popescu. De ce să mai scumpesc încă o dată gazele? De ce au fost scumpite de două ori? Că eu nu înțeleg. Pentru că așa, noi facem treaba pe jumătate. Adică? Adică ce-a făcut Zamfir, senator? Da. Blocând și pulverizând acea redevență foarte proastă pe care o făcea Petromul, câștigând foarte mult, n-a terminat-o, pentru că el trebuia să ne cheme pe noi și să facem și formula de rezolvare. Nefăcând asta, au venit rechinii care se ocupă pe principiul beneficiului și au legat gazul românesc de Viena. Și am ajuns în situația în care noi va trebui să plătim exact ca o țară care are zero gaze și cumpără totul, plătim beneficiul lui Putin, rușilor. Deci noi suntem acum pregătiți să scoatem bani în buzunar ca să îngroșăm buzunarul Gazpromului, care trăiește din vânzare de gaz. Tu ți-asumi tot ce spui acum? Dar cum să nu? Pentru că scrie în formula redevenței, care este o formulă cu care nu e bacalaureatul. Mai zi o dată, te rog frumos. Scrie clar. Sunați-vă prietenii vecini și judele că îi mai cer o dată lui Tudor Popescu să explice de ce se măresc gazele cu 5, prețul la gaze cu aproape 6% la 1 august. Te rog frumos, păi, mai spune. Stați puțin, vă rog să rețineți. Mai avem o mărire de 5% până la sfârșitul anului. De încă una? Va urma, da. Trebuie să urmeze pentru că... Păi nu au spus ăștia, bă, că ne ieftinesc gazele. Astăzi, creșterea prețului gazelor nu poate fi oprită cum nu se poate opri roborul. Roborul se duce până la valoarea inflației, matematic, bă, Tudor, fără că... să poată nimeni, Tudor, să pună... Băi, Tudor, iartă-mă că te deranjezi. Tudor, Austria n-are niciun metru cub de gaz. Țara aia... Trăiește din gaz rusesc. Trăiește din gaz rusesc și românesc. O să trăiască și din ăsta. Păi cum? Din 2004 nu scoate Petromul și gaz? Da. Care îi merge la OMV? Deocamdată i s-a blocat ieșirea din țara gazului ăsta. Deci gazul n-a ieșit ca metri cubi. Nu? Nu. De, am făcut... Și cine a gazul pe care le strage Petromul? Cine îl ia? S-a împărțit în România, pentru că România consumă 12 miliarde. Deci noi ne cumpărăm propriul gaz de la ei. Da, cumpărăm propriul gaz. La ce preț? Mai, astea de regulă au fost reglementate. A conține redevență? Maria, da, cu sigur că da. Adică austriacul scoate din pământul nostru gazul și ne-l dă cu redevență nouă? Mariana Gheorghe, da, sigur că da. Păi, dar nu era cea mai inteligentă femeie de ce avem noi în România? Bun, deci problema este foarte simplă. Dar vreau să te gazul se duce pe preț liberalizat. Se uită foarte multă lume la noi. Mă rog, se uită nu foarte mult, se uită puțină lume la noi. Tudore, de ce nici o televiziune nu face, nu te invită pe tine să facă aceeași prezentare și aceeași dezvăluire? Bă, noi plătim, oameni buni, fraților, prieteni dragi, noi plătim gazele noastre, ale țării, pe care le-am dat în manieră iresponsabilă, spun eu, condiție de aderare, vezi, doamne. Nu ne primeau în Europa dacă nu ne jefuiau gazele. Ok, eu nu cred, dar să presupunem că așa e. Ideea e așa.
Noi le plătim cu redevență. Greșesc, Tudore? Nu. Întrebare. De ce nicio televiziune nu spune? De ce nu se face o campanie? De ce e mai importantă casa lui Iohannis? Să dea, bă, banii. Iohannis, dă-le, mă, banii. Dacă ai pierdut casa și ai de dat bani, dă-le, domne, bani să scapă oată. Am scăpat de Chioveși. Nu mai au numele ei. Foarte bine. Dă-le, prietene, dă-le, domn președinte, dă-le, domne, banii să scăpăși de subiectul ăsta. Și poate să apucă marile case de presă, jumate din ei sau mai mult de jumate, noi mici, blătuiți, nu știu cu cine, de fapt știu, dar nu spun, să discute, domne, de ce plătim noi redevență la gazele din țara asta? Văd că ai dat răspunsul, pentru că toate, eu apar pe toate posturile de televiziune, aproape pe toate. Ori, peste tot, nu există un Păunescu care să permită realizatorilor, domne, de emisiune să-și desfacă emisiune. Patronii impun. Nu mă crezi că fac un cuvânt de onoare. Uite, asta mi-a sfântat cruce. Da. Nici familia Păunescu, nici familia Oancea nu știu ce fac eu azi. Păi ți-a dat libertatea. Dacă mă credeți bine, dacă nu se vădea Dumnezeu și vouă sănătate, mi-am făcut Sfânta Cruce, nu știu patronii mei, nu știu ce subiect fac azi. N-am azi, chiar e între puține zile în care nici n-am discutat cu ei, mai discutăm, bună, ce faci cum e. Dar vreau să spun ceva. Lasă patronii. Tu crezi că patronii le comandă să nu spune asta? Păi ce interes ar avea Voiculescu să nu se discute despre redevență? Eu cred că Dan Voiculescu nu e antiromân. Ce interes are Gușe să nu se discute despre redevență? Nu. Eu cred că domnul Cosmin Gușe nu e antiromân. Nu au nivelurile necesare de pregătire profesională a sectoarelor tehnice. La Gușe și la Voiculescu ești în mare eroare, sunt niște oameni care știu televiziune pe pâine, crede-mă ce spun. Da. Eu mă întreb de ce se discută subiectul ăsta la ei. Eu cu Denis Rifael am discutat? Poftim? Cu Denis Rifael am discutat la realitate. Așa? Cu prețul redevenței băgat în gaze pentru români? Asta acum un an am discutat, când încă nu era foarte clar. Bravo, dar am avut discuția. Da? Bravo. Da, când luăm publicitate, că am avut cu vorba. Cu ei am făcut treaba asta. Hai să luăm, că ne-am trezit, că 2-3 minute de publicitate, revenim cu Tudor Popescu și cu desecretizarea pe care o face în podcast. E ca păstrăvul, împotriva curentului. Tudor Popescu, ca un păstrăv, face desecretizarea unui dosar în jurul căruia, vă spun cu mâna pe suflet, vă spun, se joacă miliarde și miliarde de euro cu care România ar putea chiar să fie nu independentă energetic. Ar putea să fie într-o situație mai bună, mai aproape de Constituție, unde se prevede ca drept fundamental un trai decent. Dreptul la un trai decent e drept fundamental în Constituție. Revenim imediat. Da, ne-am întors în direct, oameni buni. Vă arătam în zilele trecute cu Tudor Popescu. Vi-l arăt din nou o parte a finalul unui document semnat de Constantin Niță. Din păcate, domnul Niță, fost ministru al economiei, Departamentul pentru Energie, este în pușcărie. Am fi vrut să-l sunăm, dar n-are minute. Prin urmare, zice, uitați-vă pe ecran, pe primul paragraf. Prin urmare, zăcămintele de gaze se află în proprietate publică de principiu a statului și nu a poporului, care, poporul, adică, nici din punct de vedere al dreptului intern, nici al dreptului internațional, nu este subiect de drept. Ascultați-mă puțin. Dă puțin cadru aici. Vreau să vă întreb dacă ați fost până în țări străine, până America, până Italia, până Franța. Probabil că dacă ați fost, foarte bine. Dacă n-ați fost, vă spun eu. Am fost în Statele Unite, am fost chiar și în Texas. Acolo unde este cea mai mare pădure de sonde din lume. N-am văzut atâtea sonde care să sape, să lucreze, să scoată țiței și gaze cum am văzut în Texas. Oameni buni. Tudore, dacă în Texas, dacă în America se găsește țiței pe o bucată de pământ și vine Mobil, vine Exxon, vine Chevron, vine orice mare companie și spune, domne, la tine în curte, Tudor Popescu, experții mei au găsit țiței sau au găsit gaze naturale. Ce se întâmplă? Vine statul, te invită la o discuție, la discuția aia ți se propune un contract, ăla vine pe terenul tău, îți face un oarecare deranj, dar îți ia din ce ai tu în pământ de desubt și ți se varsă fiecare lună, în funcție de fiecare cantitate scoasă, o cotă parte numită redevență. V-ați auzit, oameni buni? Dar America, Licuriciu, acolo unde ne uităm cu toții că ne apăr, avem scut, avem model, îl avem pe Trump. Trump e un fel de Dumnezeu pe pământ, mă rog, sunt doi Dumnezei pe pământ, iertați-mi blasfemia. Putin și Trump. De ce la Trump acasă, dacă găsești țiței, îți dă bani și vine firma, pune sonda, scoate, iar tu se cheamă că ești deținătorul acelei redevențe, proprietarul pământului, iar la noi vine Constantin Niță și îmi spune că, da, vă spun de ce, mi-a spus Tudor în pauză, păi așa scrie în Constituția României. Păi eu vă întreb, Constituția României e făcută pentru români sau pentru cine?
Zi tu. Deci, în articolul 136 din Constituția României se spune că toate bogățiile astea sunt proprietate publică. După care spune proprietatea publică se discută numai la stat. Deci, ideea, dacă nu vom modifica acest text, să spunem că bogățiile solului și subsolului sunt ale poporului român, care le încredințează statului sau administrat de guvern spre exploatare în interesul lui, în al poporului. În interesul? Deci proprietatea poporului în interesul, poporului. În interesul lui. A, bun, bravo. Deci, bravo. Dacă nu va fi acest articol odată pentru tot, și aveți grijă că sunt o grămadă de oameni care intră în tot felul de campanii electorale. Dacă nu promit acest lucru, vă rog eu frumos, pentru cât efort depunem noi, dați-ne un picior în fund, să plece. Pentru că nu sunt oameni aliniați interesului acestui popor. Mai spun o dată de față... mai spun încă ceva de legătură cu textul ăla. Când a spus ăla, bă, nu sunt ale poporului, că poporul nu e subiect de drept. Aia e o escrocherie. Pentru că nu trebuie să fii subiect de drept ca să fii proprietar. Trebuie să fii subiect dacă vrei tu să fii administratorul proprietar. Dar dacă, vreau să dar dacă ceva, nu pare e... rău pentru Constantin Nițe, pe care proprietar pe care să fie oricine. Aveți documentul, aveți, iată-l pe ecran, primul paragraf de sus, este și semnătura, uitați și semnătura al lui Constantin Niță. Priviți motivul pe care ideea îl pune deșteptul ăsta. Ne spune acest paragraf, ca să vedeți ce bătaie de joc și era răspunsul ăsta adresat mie ca senator și lui Tudor Popescu ca expert în, da, în probleme de energie. Zăcămintele de gaze se află în proprietate publică de principiu a statului și nu a poporului, care poporul și nu a poporului. Fii atent. Care poporul, nici din punct de vedere al dreptului intern, nici al dreptului internațional, nu este subiect de drept. Păi, Constantin Niță, în America, în Australia, în Germania, în dracu să-i mănânce, oriunde te duci și găsește țiței sau găsește gaze, marea companie americană, germană, australiană găsește. Ăla care în curtea lui îi pune sonda, ăla primește, bă, bani. De ce? Pentru că este la el acasă. Da. Numai că la noi, niște Ceaușescu, bă, Ceaușescu spunea așa: gazele naturale, țițeiul, toate sunt bunul întregului popor. Și tot ce se exploata mergea integral la buget. Niciun euro, niciun, nu exista euro, niciun dolar, nicio marcă, nicio liră italiană nu mergea la străini. E ceva de complicat. Bun, rău, poate... Nu, în condițiile de care vorbește, de s-o parte, prețurile erau ținute atât de jos cât erau necesare să lanseze economia. Dar, paralel, noi care aveam gazele la rând, aveam prețul tot atât de scăzut ca cel necesar politicii economice generale. Da, era 30 de bani metru cub. Problema era prețul de cost. Dar exemplul... Chiar dacă Ceaușescu subvenționa gazul, sau nu subvenționa. Se presupune că îl costa mai mult să-l scoată decât îl dădea la prostime. Nu, niciodată n-a fost a asta. A dat în pierdere vreun metru cub de gaz? Gazul iese singur din pământ. A dat Ceaușescu vreun baril, un litru de țiței mai ieftin la popor? Niciodată. Decât l-a costat pe el? Totdeauna s-a dat la prețul de cost. La prețul de cost. Atât. Da? Bun. Da. Păi, da, întrebare. Aici. Întrebare. Da. Cine a despăgubit? Da, numai că dau în altele și mai mă enervez. Deci, păi un exemplu am uitat noi să-l spunem. Arabia Saudită, 80 de milioane de barili scoate pe zi din pământ pentru export, fiecare cetățean al Arabiei, conform ordinilor date de fapt, primește acasă prin plic 10 dolari. Lunar. Ca să nu vă spun. Asta se numește redevență. În Emiratele Arabe Unite, am fost într-o vizită cu președintele României la vremea Ion Iliescu și am stat de vorbă cu Mircea Joană, ministru de externe la vremea aia, cu unul dintre membrii familiei, că acolo știți, conducerea Emiratelor este asigurată de o familie, familia Sheikului. S-a prăpădit bătrânul, Dumnezeu să-l odihnească, a venit unul dintre copiii lui la putere. Ministrul Economiei era un nepot de-al Sheikului, fondatorul Emiratelor. Și a stat de vorbă domnul Joană cu mine și cu încă o colegă de la Rompres, cu acel Sheik care se ocupa de problema energetică. Emiratele Arabe, bănuiesc că vă înțelegeți, că trăiesc eminamente din rezervele de țiței și gaze. E suficient să te naști, asta îi spun ăluia din pușcărie care mi-a dat răspunsul ăsta de șmecher, e suficient să te naști cetățean al Emiratelor Arabe Unite ca să ai o rentă viageră asigurată de petrol lunar
de 5.000 de dolari. Lunar, doar că ești cetățean, nu trebuie să miști un act, te-ai născut, ai primit banii. De ce? Pentru că Emiratele... Ești proprietar. Bravo, mă, pentru că ești proprietar. Și vine ăla și îmi spune mie că nici în plan inter și nici internațional poporul nu e subiect de drept. N-are voie poporul să aibă rezervele lui. Păi în Norvegia cum e, băi, Constantin Niță? Că poate și în penitenciar vă lasă să vedeți emisiuni de televiziune. Și pe aia care au făcut Constituția asta, care de ani de zile, de 28 de ani, jefuiește în mod programatic. Un popor care doarme. Un popor care nu înțelege și nici nu este ajutat să înțeleagă. Da, Tudore? Textul ăsta l-am găsit eu cu semnătura Uniță. Dar același text a emis de guvern când legea care a fost propusă atunci de noi a fost respinsă cu o justificare a guvernului identică. Deci de la guvern a ajuns la Parlament. Dacă găsim hârtia, o să poate găsi undeva chiar în arhiva Parlamentului. Eu te-am întrebat. Vreau să facem o paranteză puțin, să informăm puțin telespectatorii. E o situație care va trebui să o analizăm tot așa foarte în detaliu. E vorba de termoficare. Și o să facem probabil o discuție detaliată. Vă rog să rețineți un lucru de la care trebuie să plecăm în discuțiile alea, să fiți pregătiți. Se construiește la Mintia o termocentrală pe gaz metan care produce curent electric și această centrală are un proiect și e foarte, foarte rentabilă. În București, aceeași uzină, nițel, chiar mai bine dezvoltată, o avem la CEDVEST, produce aceeași energie electrică, numai că toată căldura care la Mintia, la Iernut, se aruncă pe coș, aici se vinde pe bani. Revenim, iar în București e în insolvență. Puteți să explicați de ce? Revenim după 2-3 minute de publicitate. Vom discuta despre pensii, creșterea tuturor pensiilor. O să vedeți cât de minunat este pentru toți cei în vârstă. Strabag vă prezintă următorul program.